Băi! Dar eu vorbesc cu tine ceva și tu ești la toată lumea. Dar nu, băieți, eu vorbit înainte. Dar nu, băieți, dar nu, băieți, mă vezi că nu sunt aici. Dar nu ai fost vorbești acolo. Băi, vezi că mi-ai făcut odată așa, mi-ai făcut odată și nu cu faza fost, aia. Nu ai fost acolo. Băi, lasă-mă, vezi că mi-ai făcut odată și cu faza cu el, că ți-am zis eu că nu știu ce simt eu și acum faci la fel. Dacă eu vorbesc ceva cu tine ca să zic ție ceva, băieți, eu vorbit să nu te iei tu paranoia, Bogdan. Dacă zic ceva să nu te iei tu paranoia, taci din gură, că ți-am zis numai ție, nu ai zis la toată lumea. Că dacă voiam să zic, ziceam eu, gata. Dacă nu. Ce? Îți bagi mortul în casă, simt. Nu, păi te-am auzit acum ce ai zis și deja dor și înainte să intri tu, băieții spuneau, susțineau că o cunoști. Așa. Și după aia a zis, o cunoști la Jador. Lasă-mă să vorbesc eu în numele meu, da? Deci că Jador glumea și a zis, da, o cunoști la Jador. Lasă-mă să vorbesc eu în numele meu, atunci nu mai vorbi tu dacă ești aici. Băie, nu ai fost acolo. Băi, băi, Bogdan. Nu mai râde, Iurea, că... Nu, normal că râd că îți bagi mortul. Păi nu, frate, nu bag niciun mort în casă. Nu le-a spus că mi-ai zis tu. Nu le-a spus că mi-ai zis tu. Ba da, tu ai zis. Acum s-a aflat. Dar de ce ai adus subiectul în emisiune? Lasă-mă să aducă subiectul, să vorbească, dar nu să zică ce am făcut eu în numele meu. Că dacă ți-am zis ție ceva, ți-am zis ca să știi doar tu. Bine, dar oricum îți vorbeau ei înainte când am vorbit despre chestia asta, deci nu te apuca cu bă și de asta. Ei nu vorbeau despre tine, mă, nu era vorba. Păi da, noi eu știu că da, nu vorbeau, nu mai vorbim de inclus tu ne cu asta. Băi, mânzo. Știi ia detalii, dacă ți-am dat detalii, ții ca să te calmezi pe tine cu unele chestii și atât. Foarte păi frumos. Da, dar nu te-am acuzat, am zis doar așa, că cunoașteți. Nu e vorba de ce mă acuz, e vorba de ce... Poți că ai avut ceva treabă și tu și Jador. Că pe tine m-a lămurit că n-ai de ce să fii supărată. Și poate nici asta nu. Ce spui mai? Păi, poți să ai costă de femei, poate, înainte, ai avut cu 50. Care-i jmenul? Care-i problema? Cât timp ea... Păi, Satan a spus nimic, că chiar nu eram geloasă, s-a zis doar așa. Da, mă, și ăsta, Kevin, acum nu vă las paranoia, Kevin nu mai are treabă cu fata aia, că... Păi, asta am zis și... Poza care a apărut... Dar cu cine la hai că vă zic eu ceva acum, hai că vă zic eu ceva acum. Poza aia care a apărut aseară sau când a apărut cu... Alo, 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 băi, coțăvârilor. Dar crezi că ți-ar spune adevăr, băi? Și pe ea încă l-am întrebat. Poza care a apărut aseară cu Kevin și cu fata aia... Dar toți am văzut-o. Era fix acum câteva luni sau nu știu, când am văzut eu cu fata aia, am văzut poza pe Instagram-ul, era postat recent atunci cum ar veni. Și a șters-o atunci de față cu mine și a apărut acum după două luni, deci clar nu mai are nicio treabă cu el. Probabil, acum scuze-mă, Kevin, cred că avea treabă cu tine atunci, dar... Și atunci foarte bine că avea... Și atunci a avut treabă... Când a avut treabă... Cu Bogdan? Măi... Doamne, Bogdane, care-i rup relația... Dar asta nici nu contează... Dar nu s-o recunoscu că are iubită, că e gravidă, despre ce vorbim? Cine ați vorbit în spate, îl dați pe ăsta afară sau ce-am spus tu că ai iubită? Nu, frate, ce gravidă, ce... Nu, nu, vă dați înțeles! Chiar dacă ar avea, oricum nu o să zică. Pentru ce să ne pierdem timp? Nu ne-a vorbit în spate nimic, Jador. Fetele au zis doar să facem o glumă, să vedem cum reacționează Kevin. Da, am zis că n-am cum să reacționez. Eu spun adevărul, variant, eu spun adevărul, ca și acum e el. Fata respectivă, eu o cunosc. Pe fata respectivă. O cunoaște bine. O cunosc. Mai bine, cred că zi, zi, Andrei. La un loc. Și eu am auzit, chiar eram în pat, numai puțin. Aseară, între timp când vorbea el cu Iancu și eu am văzut. Aseară, da. Tu te scuzai, sau eu nici nu știu, eu nici nu știam de faza. Mi-a arătat tot de aseară. Și asta mă, să trebuie să vă răspund și eu la chestia asta, ca să nu lasă așa să spună lumea, domnule, adevărat. Nu te stresa, că despre fiecare să aflat câte ceva. Dar eu nu mă stresez. Dar nu e de relație fata nu aia. Nu e, dar oricum, dacă dar e să fie... Dar eu și despre mine s-a aflat și despre el s-a întâlnit cu roată pe ea sau cu aici, de fapt, cu toată lumea să confirme că n-am nicio treabă cu ea. Aici, când vin la emisiune, trebuie să asumi unele lucruri. Eu mi-asum, eu dacă știam că am ceva pătat sau că am iubit, eu nu veneam aici. Cum să te explic, ca și în primul sezon în care mai se ascunde lucruri. Că probabil mergem, că nu o să se afle. Aici tu știi că primul sezon se află tot. Că se afla și în al doilea, clar că o să se afle iarăși tot. Exact. Așa că cine are copii, cine-s căsătoriți, cine au iubit, ei n-au ce căuta. Ala copii. Tot ce s-a spus de mine să vină cu dovezi, cu ce-o fi, eu mi-asum dacă am făcut. Cu caz male, cu toporul. Da, Kevin, nu știu, cred dovezi. Că nu te-ai simțit acuzat, doar te-am întrebat așa tot. Nu, eu ți-am răspuns la întrebare. Da, exact. Noi am vrut să vedem cum reacționezi. Am vrut să vedem cum reacționezi, că n-am treabă. Auzi, auzi? Dar cu ligii mi le dai așa subtil. Ce? Cu ligii mi le dai așa subtil. Nu, a fost o glumă a noastră. Am înțeles, du-te după ligii. Nu, a fost o glumă a noastră și... Dar totuși notează. Am vrea să o priz așa puțin, ca săptămâna asta să faci ceva. Să te simțim și noi că ești aici. Orice. Adică mâine. Lasă, vreau să simți. Andra, tu vrei să o simți pe Kevin. Opa! Bine. Îți trebuie ție să simți tu. Păi nu mă fie. Cine vrea să-mi simți? Să-mi simți la mult prezența. Eram doar eu cu ideea. Eram cu ideea. Și eu le-am ajutat. Auzi, Andra. Mariano. Auzi, Andra. Mariano. Cine vrea să-mi simți mai mult prezența?
N-auzi că cică Ligi, n-auzi. Nu, din casă mă refer, Ligi. Ligi. Ligi e acasă. Acum nu mai reprezentator. A, Ligi. Păi da, Ligi, cea din stânga ta sau dreapta, care prezența lui... Auzi, iubire. Lujador. Iubire, te-a sortat cu Bogdan și cu Andra. Iarăși. Am observat. Serios? Poze astea, cu Jador. Iubire, ia să te văd. Bine, lasă. Mai bine m-am asortat eu cu Andra. Uite. Ba da, mai bine m-am asortat eu cu Andra. De-aia sunteți favoriți cadru. Uite, ăștia sunt îmbrăcat. Da, au făcut poze și cu Ian, tu. Păi, deși... Da, dar noi avem același în primul. Nu venim numai cu flori. Da, chiar același. Ce mai cu amanici! Da, o perdea mai care nu e transparentă. Băi, omule, și are aceeași culoare. Ai luat-o la shopping pe Andra cu tine? Da, dar noi avem același creier. Măi, transparență. Dar nu zadară sunt favorit. Ești frumos. Da. Măi, transparentă. Și eu sunt frumoasă? Ceva unde să nu te vezi, să te vadă. Și noi suntem frumoase, măi, ziceți. Ce frumoase perdea, măi! Da, Jador! Și voi auzi, Denisa! Da, bine! Și mi-i place că... Mi-i place că gagică mea e puțin transparentă decât gagică ta. Mi-e place că florile mai înflorite decât pe alu gagică ta. Denisa, gagica mea e ca un boboc. Cum îți place? Ia uite-te pe... Dar iubita ta are care din... Dar nu înțeleg ce ne place lui Jador, că e stilul de la Ron, așa. Stilul de la Ron? Da! Negru cu floricele roșii, dar asta mă rog să rog. Se revelea că e transparent. Dar ce se întâmplă cu Mariana, bă, ce are? E ciudat. Nu, mulțumesc că am apăsat-o pe buton, pe ăla de... Am dat-o pe hold. Eu am apăsat butonul de panică la Mariana. Calma, calma. Hold. Deci revine ea, mă, imediat. Hai puțin să se ia puțin cu ela sau cu Manuela, că ea numai cu el se certă, Mariana. Dar nu, voi nu vă faceți griji, gen, că... Noi, au intrat atâția băieți, mi-au rămas două pozii de la începutul emisiunii, gen, cu fundal gri. Și s-au schimbat atâția băieți și tot nu a intrat niciunul care pentru ea, frate. Pentru Mariana? Da, frate. Ce înseamnă fundalul? Crezi că o să intre vreodată vreunul? Înseamnă că e de la începutul emisiunii. La început vezi că filtra cu turcul. Ce? La început vezi că filtra cu turcul. Ce făcea cu turcul? Mariana? Da. Îi plăcea, dar nu îi plăcea lui turcul de ea. Era cum o fi ăla turcul? Băi, cum o fi turcul, frate, cum nu o fi? Mame, ce am împărțit cu el, dar nu, frate, nu, nu-i plăcea. Plăcea, mă, sau nu plăcea, că nu mai știu. Păi și tu de ce ești pe fundalul gri? Aia, când avea o cameră roșie și ce Ricardo cu fundalul gri, bă? Erau vreo 5 care devastau, era haos. Și stăteau așa și vorbeau. Nu știi. O, dar nu știu, mă. Mariana, tu vezi că tu nu primești atenție. Deci asta o vezi? Că el zice în față că o place pe el, așa o iubește pe el. Dar nu, la haile sunt nu-i din mine. Da, mulțumesc. Înțeles. Pe mine nu mă doare nimic. Așa. De ăla vorbești. La... Nu, 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 nu. Că zici că Jador vorbește. De ăla vorbești, o să zic. Și de ce nu contează ce zici tu? Nu că nu ce contează, dar ce zici tu, orice părere contează. Dar el a prins foarte sănă și pe Manuela. Și uite cât a stat timp înainte să plece în casă. Bine, nici n-am putut vorbi afară că erau toți. Dar nu știu acolo. Când a vorbit Ricardo, gata, s-a ridicat. Ce ai zis? Adică... Dar de la ce mi-aș dat eu? Nu, zic că... Dar tu faza aia, că mi-a putut... Poate să mă dar niște cuvinte. Jador, prinde foarte strâns, mai multe fete. Foarte strâns. Vedeam chiloții azi, Mariana, puteam să dorm. Mariana, ți-e dor de casă? Nu. Nu? Ciudat. Ce? E singura care n-ai fost în bacă? Eu, da. Sunt 28 de ani, am stat numai cu mama. Te-ai săturat de ea? Nu, că nu-i frumos să spui nici asta. Adică te-ai săturat să spui nici asta? Vreau libertate. Vrei un bărbat? Libertate. Dacă la moment, e că cum îmi place mie de Jador, da. Vrei bărbatul? Dar de ce mereu eu că când îți mai trebuie mă pup pe mine așa, toate întrebări și mă blocați, lasă-mă. Nu te blocăm, Mati, întrebai, da, vreau. Ți-am zis că da, pentru Jador. Îmi doresc, sigur, soți, copii. Dar nu are să-ți place? Trebuie mai întâi trebuie să faci, da, să fie tot pregătit. Nu? Ce poți părere ai de Marius? Trebuie să te mai cunoști. Nu poți așa de la un soț. Cam atât, adică nu m-am crizat, nu am vorbit. Sigur că am crezat, nu Maria, mamă, ce nume. Tot ce Manuela. Doamne, nu vreau toate bote, dar nu știu ce. E singura care m-a... Crezi că nu știu. Bă, dar Marius, tot acum aveți cum așa. Bă, Manu. Bă, Manu, nu te-am mai văzut așa când am venit. Serios, dar nu-mi place că te văd așa. Supărată, ce ai, fată? În pauză? Te-ai îndrăgostit. O să poți să poze? Dar serios, de ieri, tot așa ești. Mariano, bulborul sunt aici în continuu. Ce-i urât, zis că... Mergeți în grădină. A, poză mai sexy. Asta-i în pauză. Mergeți în grădină. Ți-imaginezi? Să-mi țit că își bătea joc, dar nu vreau poză. De ce? Da, mai
Ai vorbit cu domnul? Nu am vorbit, dar nu înțelege. A, deci mai vrea să vorbească cu tine? Ba da, dar degeaba. Cum să nu, că mai l-a aici pe care... Am vorbit, dar nu înțelege. El o ține pe-a lui, eu am fost de vină. A, deci ai vorbit, dar mai trebuie să-i treacă supărarea, mai trebuie să aștept. Dar mie trebuie să-mi treacă tu, Andreea, tu, că el o greșit, nu eu. Încă nu v-a trecut. Exact. Eu cu ce am greșit? Că ce, că mi-o pus... Că a stat Marius cu mâna, nu știu cum, acolo, nu, că eu am văzut mâinile. La povești cu el. Dar tu Manuela, știi de ce? Cred că e gelos și face chestiile astea. Da. Să-ți arăte că și tu faci la fel. Amândoi sunt posesivi. Da, dar să răspund unul pe altul și fără motiv. Da, Manuela, că e geloasă, îi spune pe un mod mai controlat. Da. Și cred că și în afară, nu cred că vorbești urât cu el. Zici, bă, nu mai sta tu. Ea îi spune mai des. Dar el îi spune mai rar, dar mai urât. Păi că ea nu greșește așa des. Și ce greșeală ai făcut? Dar nici el mai să... Ce mi-a spus mie în bună dimineața, nu știu ce, atunci la început și nu mai știu ce, câteva cuvinte, nu a făcut mare lucru. Și deja apalea are. Hai să fim corect. Deja apalea. Nici el nu a făcut. Las cât eu unesc. Dar Sărina, de ce nu vine? De ce nu și-a cerut scuze? De ce nu a stat cu el? Asta e altceva. Ia în jumate? Eu vreau să o cunosc pe Mariana, să intru în casa puterea de lui. Hai că ne plictisim, mă, lasă-ne cu subiectele tale de vin. Noi le dăm mai departe. Doamne, la Mariana. Lasă să mai vorbim și de altcineva, mai lasă-mă cu... Săraca. Stați-mă, stori. O făcut anunț, băieți, intrați-ne pentru Mariana. Jador, mai avem și noi alte subiecte, lasă-ne cu Mariana ta. Păi, o făcut anunț ca... Bă, nebunită, continuă. Da. Și că doamne, dar oare chiar dacă pe Mariana ne-a dat-o aici, ce vrei să faci? Vrea să-i cate bărbat. Păi noi vorbeam de Manuela că e certată cu Ricardo. Lasă-ne să vorbim. Noi vorbim aici ce vrem, voi vorbiți acolo ce vreți.